criza politică și cum se va lămuri ea, cum se va rezolva ea, dacă avem indicii suplimentare. Astăzi a existat întâlnirea dintre Florin Câțu, echipa PNL și echipa USR. Au fost încântați de discuții și Florin Câțu și Dacian Cioloș. Noi aflăm că Florin Câțu acolo ar fi spus că și-ar dori să fie prim-ministru. Varianta a fost eliminată imediat și i s-a comunicat domnului Câțu că dacă se discută despre asta, atunci orice negociere este blocată din start. Mâine e întâlnirea cu cei de la PSD și e posibil ca acea întâlnire să fie mult mai complicată. PSD-iștii au pregătit o listă cu 100 de cerințe și spun că la Cotroceni, la consultări, oricum vor merge cu o variantă de prim-ministru. În studioul Digi24, Ion Meioniță este redactor șef Istoria. Bună seara! Bună seara! Sabin Orcan este director Newsweek România. Bună seara! Bună seara! Și de la Bruxelles, Cristian Pârvulescu, politolog. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Înainte de a vorbi despre Florin Câțu, despre PNL, despre șansele viitorului guvern, vă supun atenției o declarație, din punctul meu de vedere, declarația zilei venită de la Ceaba Saloș, este președintele CNCD, într-un interviu pentru site-ul mosol.ro. Spune așa domnul Ceaba Saloș: partidele parlamentare au dat un dever de morții, nu protecției. De ce? Pentru că ele sunt responsabile pentru ce se întâmplă acum în spitale. Ceaba Saloș spune că legea certificatului verde ar fi trebuit să fie dată din iulie, pentru că în felul ăsta oamenii ar fi știut că urmează să fie obligatoriu certificatul verde și atunci s-ar fi vaccinat. Și alta ar fi fost situația în acest moment, Sabin Orcan. Cum e? Nu știu, ne aflăm într-un blackout politic, nu? Că da. De... da, ne aflăm într-un blackout, politic. Da. Cineva a stins lumina la politicieni. Da, și acum încet, încet, parcă s-ar vedea un firicel de lumină în aceste negocieri care nu știm unde vor merge. Înțelegem pe surse că ar fi sugerat domnul Câțu că s-ar întoarce la guvern, dar nu a spus-o cu subiect și predicat ca să nu se blocheze aceste negocieri, pentru că altfel ne-am fi întors de unde am plecat. Acum o lună, două, până la urmă nu s-a schimbat nimic. Ne aflăm în aceeași situație, în care niște oameni politici nu sunt capabili să lase orgoliile personale și să se ocupe de morții aia, de pandemie și de energie și de ce probleme mai avem noi urgente, mai urgente decât scenariul vreunui cutremur sau blackout la care ne putem aștepta să avem niște să avem o catastrofă în România. Gândiți-vă că în această capitală, în care trăiesc 3 milioane, probabil cu localitățile din jur chiar mai mult, gândiți-vă că avem mii de imobile cu bulină roșie și atenție, aici e o întreagă escrocherie. Avem blocuri cu bulină roșie care n-ar trebui să aibă bulină roșie ca să... și avem blocuri care n-au bulină roșie, dar dacă s-ar face o expertiză ar trebui demolate. Apropo de asta, ați văzut în România ultimilor 30 de ani clădiri demolate, blocuri comuniste sau mai vechi demolate, pentru că pun în pericol siguranța cetățenilor? Nu, n-ați văzut așa ceva. Am văzut monumente demolate ca să facă rost loc unor dezvoltatori imobiliari. Deci e o problemă foarte gravă și noi, dacă am avea o astfel de situație cu tremuri, de pildă, nici nu vreau să mă gândesc la un blackout din ăsta adevărat, la acest scenariu, am avea o catastrofă. Gândiți-vă ce s-a întâmplat la Colectiv când era vorba de un club, de un club cu câteva sute de oameni, 1000 de sau știu câți erau acolo, și au murit 65 de oameni și să călcau pe picioare aia cu ambulanțele, veneau ambulanțele, le trimiteau înapoi și așa mai departe. Deci noi nu suntem în stare să ne mobilizăm la un astfel de eveniment. Și peste asta, peste toate problemele României, vine acest blackout politic în care politicienii nu înțeleg să fie cumva puțin mai responsabili decât restul societății și să se ocupe de certificatul verde, să se ocupe de această negociere ca să o încheiem rapid. Noi continuăm această poveste, această telenovelă în care domnul Câțu sugerează, cei de la USR resping și hai să ne mai întâlnim și hai să mai vedem. Cam cât timp ar trebui să se mai curteze, să mai flirteze domnul Câțu, domnul Cioloș, etc., ca să avem un guvern? Cam cât timp? Că până la urmă, cred că nu e așa de greu de refăcut această coaliție. Cu sigur sacrificii de ambele părți. Domnul Câțu să se abțină de la să autopropune premier. Domnul Cioloș poate îi sugerează domnului Stelian Ion, care este nou, un avocat de succes, să stea acasă sau în Parlament. Și să avem o coaliție refăcută în care să punem
lucrurile să meargă în România, să funcționeze. Dacă nu facem asta, dacă nu fac asta politicienii, noi pur și simplu suntem niște spectatori și asistăm la o scenă în care nu avem nicio putere alta decât să îi criticăm la televizor. Ceaba asta lui spune că certificatul verde ar fi trebuit să fie din iulie, dar el nici măcar acum nu se naște, pentru că totul s-a oprit. Nu, este respins. Este marea lașitate a acestor politicieni, groaznic. Este de un cinism îngrozitor. Pentru că se măsoară în pierderi de vieți omenești. Este uluitor. Cum poți să stai în Parlamentul României și să dormi liniștit acasă, știind că încă 500 de oameni își pierd viața, încă 500, încă 500, pentru că n-ai vrut să dai un vot. Pentru că în iulie puteai, foarte simplu, din moment ce a intrat în vigoare această reglementare, acest regulament este un regulament, de fapt, la nivel european, atunci n-ar fi fost nicio problemă să intre în vigoare în plenitudine și în România. N-a intrat deloc. În toate țările din Europa puteai să intri, dacă voiai să te duci în Italia, trebuia să prezinți certificatul, în Franța și așa mai departe, numai în România nu aveai niciun fel de probleme, s-a dat liber la petreceri, s-a dat liber la voie bună, la petreceri pe plajă, la festivaluri, fără niciun fel de problemă. Și rezultatul a venit. Nu se putea. Știința e știință, n-ai ce să faci. Poți să-i spui politic, domne, la noi e bine, am învins pandemia. Pandemia n-are urechi politice. Nu ascultă de politicieni, nu ascultă. Ea a găsit România la pământ și a făcut ravagii, cum le vedem, și nici acum acești oameni n-au nicio tresărire. Un fir de păr nu li se mișcă. N-au niciun fel de problemă cu asta. Aveau legea în Parlament, putea fi votată, n-a fost votată în iulie, putea fi votată la 1 septembrie, nu e nici la 1 noiembrie. Pentru că sunt niște domni care găsesc niște explicații absolut fantasmagorice ca să nu voteze așa ceva, pentru că se gândesc la niște voturi ale unor oameni dezinformați și ale unor manipulatori din spate care au găsit în România cel mai fertil teren pentru a dezorganiza total o societate. Și societatea românească în momentul ăsta e la pământ. N-are niciun fel de reziliență, nu știe să facă, să se apere de dezinformare, cum am vorbit de cea cu pana de curent, este o dezinformare care și asta a funcționat de minune în România. Este o țară, gândiți-vă că este un stat NATO la o frontieră spre est, care este extrem de conflictuală și de periculoasă, cu conflict armat, cu război hibrid, cyber, o țară care practic și-ar fi desființat armata și ar fi desființat serviciile secrete și ar fi desființat tot și ar fi lăsat doar, ce să zic, alcoolicii anonimi sau armata salvării să funcționeze, să ne apere. Atât. Niște ONG-uri care să facă bine ca să nu fie rău. Și în rest, când spui suntem agresați, societatea românească e terminată din acest punct de vedere, nu mișcă nimeni nimic. Da, au fi. Și îți vine o știre ca asta și poate să-ți arunce în aer toată societatea românească până să lămurește vreunul. Bă, dar a verificat unul, a citit cineva cine ce a spus. Și cum e, e adevărat. Noi nu mai trăim în realitate. Trăim într-o meta-realitate, ca să ne referim la Facebook. E cu totul altceva, n-are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă. Și în această catastrofă informațională, încă o dată, face parte din apărarea statului român. Este vrește. Desfințați-ne și armata. Acum, pe bune, la ce să ne mai apărăm? De ce să mai cheltuim 2% din PIB? Hai să facem festivaluri, hai să facem beach party. Hai să mergem toți la baruri, la discoteci. De ce ne mai trebuie să ne mai chinuim să ne apărăm? De ce mai vorbim de securitate la Marea Neagră? Facem 10.000 de seminarii. Securitate la Marea Neagră. Vin americanii. Hai, luați și reactoare. Venim cu miliarde. Investim acolo. Bă, noi ne interesează. Noi trimitem trupe. Noi trimitem avioane să apere. Nu știu ce. Păi ce să apere când e vraiște în România? Oricine pune pe Facebook și gata, s-a creat o nenorocire într-o țară. Ori, dacă oamenii ăștia au pe conștiință ce se întâmplă în România, nici acum nu vor da legea, nici acum nu vor da legea și nu vor da-o niciodată, că spun, ieși și spun, păi este să cere, acum nu ne mai trebuie, nu fac nici guvernare, că uitați că fiecare zi din România din ultimele două luni este identică cu cea anterioară. Noi dimineața ne trezim cu Câțu
negocieri PSD-USR. Mâine ne trezim cu câțu negocieri USR-PNL-PSD. Poi mâine, cu cine va alege câțu are să facă guvernare? Și o ținem de două luni, pentru că nu există nicio variantă altă. A fost, au căzut. A venit și generalul, a căzut și generalul. Devină, care e problema? Devină pentru asta, pentru faptul că nu există niciun fel de mecanism de luptă cu fake news în România. Nu vă supărați, dar pe lângă ai noștri politicieni, pe lângă guvernul care a dat 40 de milioane de euro presei ca să facă răspândească ca presă, parte din presă, inclusiv care răspândea fake news despre pandemie și despre guvernul respectiv, vă aduc aminte, domnul Orban era prim-ministru, și erau site-uri care răspândeau fake news-uri cum se inventează morți de COVID sau dimpotrivă se ascund morți de COVID. Și televiziuni. Da? Și televiziuni. Și primeau bani, milioane de euro pe baza pe care făceau, faptului că făceau o oarecare audiență. Al doilea este și vina partenerilor noștri. Pentru că degeaba aducem rachete la DVSL, zboară avioanele, vin americanii, le mulțumim că fără ei am fi zero barat în fața amenințării Rusiei, de pildă. Dar aduceți-vă aminte că în anii 90 americanii, când nu eram membri NATO și nici în Uniunea Europeană, da, contribuiau prin fundațiile lor, da, contribuiau la sănătatea presei din România, ajutau presa din România. Păi da, dar crezut că acest moment partenerii americani nu-i mai interesează să financeze decât dacă sunt proiecte ale unor ONG-uri pe Republica Moldova. Pentru România nu mai finanțează nimic. Nu mai finanțează posturi de radio. Păi da, nu mai finanțează în Uniunea Europeană, da, pentru că se adică consideră că e suficient ne-am maturizat. Dovada e că nu ne-am maturizat. Păi nu ne-am maturizat. Dar e vina noastră. Că acum să-i cer bani americanilor la nesfârșit. Domnule profesor Pârvulescu, au sunt avansat negocierile astăzi? S-a întâmplat ceva care ar putea să ne dea speranță că vom avea guvern? A fost un pas. N-aș putea spune că s-a avansat, dar a fost un pas în sensul în care, după întâlnirea USR-PNL, ambele partide au declarat că există speranțe. Și oricum a fost surprinzător, pentru că aseară nimic nu indica o astfel de discuție. Pe de altă parte, înțelegem de ce. Domnul Câțu mizează foarte mult pe faptul că cei de la USR vor da un pas înapoi. Este foarte dificil pentru USR să o facă. L-auzeam și pe Kelemen Hunor, care într-un mod discret, dar eficace, făcea presiune asupra USR să facă concesii, de să-l accepte pe Florin Câțu. Situația rămâne în continuare complicată. Pe de altă parte, PSD, cu care se vor întâlni mâine, va cere funcția de prim-ministru, ceea ce este cât se poate de firesc. Așa că PNL este într-o situație în continuare complicată. De ce era Florin Câțu astăzi optimist și fericit? Pentru că, aparent, PNL a ieșit din acea situație limită în care se afla, fără potențial de coaliție. Poate negocia, dar ce poate negocia și cât de mult poate negocia? Ieri Dan Motreanu, inclusiv pe coridoarele Parlamentului, spunea că problema este Florin Câțu, iar Florin Câțu astăzi nu a făcut niciun fel de pas înapoi. Mai mult decât atât, echipa de negociere a fost formată în general din apropiația domnului Câțu, ceea ce face ca până la urmă discuțiile să poartă într-o anumită direcție. Și cred că ar trebui să interpretăm rezonabil declarațiile lui Dacian Cioloș, acesta cere aproape ultimativ PNL-ului să anunțe mâine în ce direcție se îndreaptă. Exact acesta este detaliul care îi deranjează pe liberali, că Dacian Cioloș le-a cerut să se exprime până mâine seară. Se așteaptă Dacian Cioloș ca PNL-ul să se hotărască dacă va merge cu PSD sau USR după întâlnirea de mâine Florin Câțu, Marcel Ciolacu. Se va întâmpla asta, credeți? Vor trebui să anunțe ceva mâine. Nu cred că se va întâmpla asta. Orice este posibil, după cum ați văzut, dar Ion Meioniță are dreptate. Suntem în ziua cărtiței. În fiecare dimineață ne trezim în aceeași atmosferă și sunt deja mai bine de două luni de zile. Nimeni nu cedează, nimeni nu vrea să meargă mai departe. Între timp, pandemia a atins vârful și începe să coboare. Unii își fac iluzii că asta înseamnă
și că va fi învinsă definitiv, dar urmează valul 5. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă acum, când vine anotimpul rece în țările din vest, unde numărul de cazuri crește, se vorbește despre decimarea celor nevaccinați, iar în România cei nevaccinați sunt totuși marea majoritate. Și avem nevoie de un guvern, avem nevoie de o majoritate clară pentru a trece această lege. Pe de altă parte, știți, în momentul în care PNL s-a abținut de la vot pentru președintele interimar al Camerei Deputaților, a creat, de fapt, condiții pentru ca această urgență, urgentare a legii privind certificatele verzi, să aibă loc. A făcut un pas în favoarea PSD, putem să interpretăm oricum. Cert este că suntem într-un impas, că vedem imediat care sunt consecințele, numărul de vaccinări s-a prăbușit, și situația rămâne în continuare foarte gravă, iar în luna decembrie, dacă nu vom avea în continuare un ritm al vaccinărilor suficient, susținut politic și susținut cu forță, cu interes, vom avea un val al cincilea, care iarăși ne va lua nepregătiți. Între timp, discutăm despre domnul Câțu permanent, despre intențiile sau nu ale domnului Ciolacu de a propune un prim-ministru. Știți, dacă ar fi negociat într-adevăr din luna septembrie, am fi avut o soluție în luna septembrie, de fapt se trage de timp. Și între timp, domnul Câțu, iată, are deja o lună și mai bine de când este președinte al PNL și rezistă în poziția de prim-ministru interimar și poate rezista în această poziție de prim-ministru interimar încă o perioadă. Vedeam pe de altă parte pe burtiera dumneavoastră declarația fostului președinte al Curții Constituționale, domnul Zegrean, care spunea că dacă se va ajunge la Curtea Constituțională cu soluția Câțu, Curtea Constituțională va declara conflict instituțional nominalizarea sa. Avem o hotărâre a Curții Constituționale de anul trecut, care nu prea a fost respectată, din punctul meu de vedere, până acum. Eu sper că acum să fie respectată acea hotărâre, cere președintelui și actorilor politici să formeze o majoritate. Adevărul rece al afacerii ăsteia, afacere urâtă, dramatică pentru țară, este că cea mai majoritatea românilor nu sunt vaccinați. Probabil că din majoritatea asta există o altă majoritate de oameni care nici nu vor să se vaccineze. Sigur, dar... Și că partidele care joacă dansul ăsta al curtării își aleg alegători din această mulțime mare a nevaccinaților. Așa este, de aici cinismul. Pentru că ei putea să salveze vieți. Dar se mulțumesc, sunt fericite aceste partide să ia voturi vânzând moartea. E asta fac. Vând moarte și iau voturi. Pentru că spuneam, o societate dezinformată, capturată total de fake news. Asta e un caz de studiu. Ce ar trebui studiată societatea românească, acolo unde se gândesc strategiile astea. De ce a funcționat atât cum de bine aici? Cum a funcționat aici? Nu știu, eu nu înțeleg ce poți să lansezi în România și să nu funcționeze. Să lansezi ce? Că au venit marțienii, s-au aterizat în Piața Victoriei acum și vor fi milioane care se vor duce să dea mâna cu ei. Deci e grav ce se întâmplă. Este prăbușit, nu mai există încredere. Și vedeți, într-adevăr, o luăm de la început ca într-un azil de nebuni, de boli mentale. Păi Florin Câțu nu înțelege că a căzut pentru că n-a mai avut majoritate. Acum vrea să fie premier cu aceiași oameni care l-au dat jos. Păi e sfidarea rațiunii, a logicii. Unul și cu unul fac doi. Nu poți să faci așa ceva. Te duci la nesfârșit. Vrei să rămâi premier interimar la nesfârșit, să o iei mereu de la capăt, de la capăt, de la capăt și să stai acolo pentru că Partidul Național Liberal a fost capturat de un grup foarte agresiv, foarte trompetistic. Păi spuneți-mi și mie, ei se duc să negocieze cu PSD. Păi da, să facă guvernare cu PSD. Foarte bine să facă guvernare cu PSD. Dar oamenii ăia care au votat în unanimitate că niciodată Partidul Național Liberal nu va negocia guvernare cu PSD acum un an, n-ar trebui tot să-și dea demisia în frunte cu domnul Câțu? Păi când ai spus, bă, nu sunt cu PSD, eu vreau cu alții, cu dreapta. Și te duci mâine, ieri, alaltăieri, și spui, câți miniștri? 8, eu vreau și premierul, eu vreau și agențiile cutare, eu vreau banii de la transport.
Păi, dați-vă înapoi cum este de bun simț. Dar despre ce bun simț vorbim în România? În care spune, bă, calea mea n-a mers. Ne dăm toți demisiile ăștia. Rareș, toți. Care erau cu ciuma roșie. Păi ce faci? Da, ne culcăm cu toți la grămadă? Ce ai? Swing party? N-am înțeles. Plecați, frate, de acolo, lăsați locul liber, faceți alt congres, vrem să refacem USL-ul, dragi tovarăși, da, cine e de acord, 5 milioane îmi votează, pun pe ăla, refac USL-ul, fac guvernare și asumă guvernarea ieșire din criză, foarte bine. N-am nimic în proiectul. Nu este unanimitate pe chestiunea asta în conducerea actuală a PNL, cum nu este nici în teritoriu, ați văzut deja... Foarte mulți lideri de organizație care iau atitudine, domnul Motreanu și alții, lideri de organizație, Ciprian Ciucu, care au anunțat clar că doresc refacerea coaliției cu USR și nici să n-audă de PSD. Doi la mână, marea greșeală, cred că este a domnului Câțu, care este practic însoțit permanent de domnul Dan Vâlceanu, care este un produs al PSD, nu high class, după cum ne-a spus domnul Ciolacu, că nu e un produs high class al PSD, a fost lider la TSD și domnul Vâlceanu înțeleg că participă la toate întâlnirile. Ceilalți mai lipsesc, nu sunt convocați la toate, Rareș Bogdan pe care l-ai pomenit, dar domnul Vâlceanu participă la toate întâlnirile nu cu Ciolacu. Nu a spus Rareș Bogdan că el nu negociază. Am dat un exemplu, dar eu cred, nu cred că Rareș Bogdan e un fan al unei coaliții cu PSD-ul, cred însă că domnul Vâlceanu și alții dă pe acolo și închipie că asta ar fi o soluție. Dacă domnul Câțu a ajuns să se bazeze pe expertiza politică a domnului Vâlceanu, care nu are niciun fel de experiență de mare om politic și care a fost îmblatul ăla, el e produsul unui județ în care a fost totdeauna o alianță transpartinică între PD, PNL și PSD la Gorj. Dar aduceți-vă aminte că toți se înfructau, inclusiv familia domnului Vâlceanu, din același loc, de la complexul energetic. Și atunci era o mare familie fericită din toate partidele. Dacă domnul Câțu se bazează strict pe expertiza domnului Vâlceanu, atunci da, o să dea cu partidul în gard. Eu sper totuși că acolo sunt niște oameni politicieni experimentați la vârful PNL. Mai sunt oameni care au idee despre ce se va întâmpla dacă ei fac o alianță cu PSD și anume vor ajunge să aibă soarta PNCCD-ului, pentru că PSD-ul nu știe să facă o alianță între egali. Da? PSD-ul știe doar balena mare înghite peștișorul mic, atâta există și sper că nu vor face asta, dar o să vedem zilele următoare. Nu, dar dacă o fac, și asume că o fac și cu apropo de deciziile mai vechi care trebuie acum anulate, a existat ieri informația că Florin Câțu a cerut anularea deciziilor vechi de necolaborare cu PSD, dar votul nu a fost dat. Păi și atunci acțiunea Florin Câțu se duce ilegal să se întâlnească cu PSD. Teoretic, din împotriva unor decizii ale propriului partid. Păi el n-are ce căuta acolo. Așa cum le-a zis, domne, am avut mandat inflexibil pentru general, nu discută cu nimeni, vrea guvern. Păi și acum are mandat inflexibil. Să se ducă, ori își dă demisia, ori se duce la partid și spune votați ca să poți să negociezi cu PSD. Pe altfel e ilegal, e împotriva partidului. Chiar suntem duși cu capul toți. Unul merge pe contrasens pe autostradă și toată lumea se uită și zice da, bă, merge pe contrasens pe autostradă. Bă, dacă voi ați votat, voi ați votat. Nu le-a băgat nimeni pistolul în coaste să le spune votați. Vreți cu PSD? Foarte bine, e o soluție pentru România. Veniți, votați-o, luați-l pe domnul Ciolacu, faceți guvernarea, dați-i premierul și scoateți țara din criză. Dar faceți-o, frate. Nu așa, azi negociem, mâine negociem, poi mâine negociem, răs pe mâine negociem. Au trecut 2 luni, mai trec 2 luni și rămâne Câțu premier împotriva Constituției și nu mai vorbesc a popularității, a gradului de susținere și a ceea ce poate să facă un guvern interimar, nu interimar, demis de Parlament, că nu e interimar. Este un guvern demis de Parlament. Domnule profesor Pârvulescu, dacă nu există în acest moment o propunere de prim-ministru de la Partidul Național Liberal, înseamnă că președintele, atunci când va face consultări, trebuie să aleagă neapărat dintre cei care îi se propun? Sau poate face orice desemnare? Președintele, până acum președintele așa a făcut. Aduceți-vă aminte, l-a propus pe Dacian Cioloș, pentru că Dacian Cioloș a fost propunerea USR. Și justificarea a fost tocmai aceasta, că n-au existat alte propuneri. Că a fost pedagogie, că s-a făcut o demonstrație, asta este o altă discuție. Pe de altă parte, PNL va avea o propunere după negocieri, iar PNL are un mandat clar.
orice majoritate s-ar face, USR sau PSD, primul ministru trebuie să fie de la PNL. Deci dacă vor obține de la PSD o asemenea concesie, atunci vor putea să se prezinte în fața președintelui cu o majoritate de genul acesta. Dar dacă nu vor obține această concesie, și eu nu cred că vor obține această concesie, sau nu imediat, atunci vor avea o mare dificultate, pentru că vor trebui să facă o altă propunere decât domnul Câțu. Domnul Câțu probabil speră ca cei de la PSD să accepte o asemenea candidatură, dar în ce situație ar putea să fie domnul Ciolacu dacă a anunțat de atâtea ori că nu va accepta să-l susțină pe Florin Câțu și acum ar accepta să intre într-un contus de Florin Câțu. Vă dați seama că suntem în blocaj și blocajul ăsta este legat strictamente de persoane. De fapt, nu se negociază, se vorbește, se câștigă timp în speranța că poate să mai intervină ceva. Au folosit pandemia ce și situația mai, ce să mai intervină, domnul profesor? Domn profesor, dar ce să mai intervină, domn profesor, că... să vină cu tremurul, ce să mai intervină? Nu, că... am văzut cu toții ce s-a întâmplat, cât de inflexibili erau supermenii din PNL și a venit președintele Iohannis și a zis gata, negocia și cu USR și cu PSD, nu mai fiți. Dacă președintele Iohannis aterizează peste ei din nou și le spune, Câțule, dă-te la o parte, generale, ia din nou mandatul, du-te și negociază, în secunda 2 sunt toți de acord și zic că a fost ideea noastră, cum au spus că a fost ideea noastră să-l punem pe general, pe domnul Ciucă. Acum și președintele României mai stă mult cu brațele în sân și se uită la spectacolul ăsta grotesc care îi defilează prin fața ochilor. Acolo e rezolvarea. La vai de soarta unei țări în care așteptăm cu toții să vină un singur om din România să rezolve criza politică. Că înțeleg, președintele l-am criticat și aseară, altă seară, i-am supărat pe fanii domniei sale, am înțeles. Dar, dom'le, cum e țara asta în care unul singur trebuie să rezolve toate problemele? Dar ăștia, politicienii ăștia, n-au trecut la clasa întâia, ei sunt la grupa pregătitoare, ei nu știu să vorbească între ei, trebuie să vină președintele, să vină tătucul României și să zică, băi, împăcați-vă, ca la grădiniță. Mie mi se pare absolut ridicol că suntem în situația asta. Sigur, l-am criticat pe domnul Iohannis pe bună dreptate că e prea tăcut în perioada asta, pentru perioada în care trecem, prea discret, am înțeles, dar hai să ne uităm și la oamenii ăștia. Chiar nu găsim o maturitate, ne întoarcem de unde am plecat acum 2 luni, domnul Câțu a făcut o piruietă împreună cu Vâlceanu pe lângă el și a zis, de fapt, stai că m-am gândit, vreau tot eu să fiu premier. Păi deci, n-am depășit etapa asta, credeam că am depășit-o. Acolo e rezolvarea, domnule profesor. Este o parte din rezolvare, pentru că trebuie să înțelegeți foarte clar contextul. Florin Câțu și aliații săi încearcă cu disperare să profite de aceste paranteze pentru a câștiga poziții, pentru a câștiga potențial de negociere. Președintele, când se va întoarce, dacă nu va avea o majoritate, atunci va propune un prim-ministru din ceea ce îi se oferă. Mulțumesc. Cu siguranță, nu poate să aleagă și pe altcineva. Poate să aleagă și pe altcineva. Păi asta spunea și... Teoretic, da, dar până acum n-a făcut-o. Adică poate să vină cu o nominalizare alta în afara celor de la partide, președintele poate să vină cu propria nominalizare. Da, susținând probabil în sens constituțional că respectiva nominalizare are șanse. Are șanse să... Dacă a revenit la domnul Ciucă, de exemplu, cu și spunându-i, poți să refaci coaliția, de exemplu, eu sunt sigur că s-ar reface această... Atunci, de ce? Prima condiție, respectat. Florin Câțu n-ar mai fi premier, ceea ce ar aduce USR-ul înapoi. E simplu ca bună ziua, nu vor. Ioan, hai să nu ascundem un lucru. Dacă domnului Ciucă i s-ar da mandat, sau altcuiva, dacă domnului Ciucă i s-ar da mandat să negocieze după cum domnia sa, vă garantez că inclusiv oameni din PNL care sunt în actualul guvern n-ar fi membri în guvern, cum e domnul Vâlceanu. Dacă i s-ar da putere să negocieze, dacă i s-ar da putere să-și facă propriul guvern, dar nu i se va da această putere pentru că și PNL, ca și PSD, ca și alte partide, este obsedat să dețină controlul. Este epoca în care Dragnea stătea în Chiselev și vrea să numească secretarii de stat, nu mai zic miniștri, da? Deci și domnul Câțu are acest complex în care dacă e șef de partid trebuie să numească el pe toți. Eu zic că ar putea să-i lase o anumită marjă de libertate Geanului Ciucă, dacă e vorba despre domnia sa sau altui premier de la PNL, ca să-și formeze un guvern care chiar să funcționeze. Pentru că dacă ești pus șef peste un guvern pe care tu nu l-ai controlat, nu ți-ai făcut tu singur echipa sau măcar parte din echipă, nu vei avea nicio putere. Vei fi o marionetă acolo că nu-i controlezi pe oamenii aia care dau în primul rând raportul la partid și după aia vin să-ți dea ție raportul. Vă mulțumesc mult, domnilor. Am senzit.